Cel mai titrat arbitru central din România a vorbit despre toate provocările pe care i le-a adus sezonul proaspăt încheiat în Europa. István Kovács nu a uitat nicio secundă despre echipa pe care o apreciază și care s-a înmulțit de curând cu încă un membru. Pot să spun că a fost sezonul perfect, atât pentru mine cât și pentru colegii mei, brigada mea. Am format o brigadă compactă, ca și în ultimii 10 ani, împreună cu Vasile Marinescu și cu Artene Mihai. Plus, a mai venit lângă noi și Popa Cătălin, care a fost arbitru video la unele dintre meciurile noastre. Cele mai frumoase amintiri, finala Europa League, în care a fost la centru și prestația tricolorilor de la Euro 2024, unde a fost în calitate de spectator. Îmi aduc aminte cu mult drag la finala Europa League, unde a reușit și familia mea să se deplaseze la Dublin și a fost o bucurie mare. Îmi aduc aminte cu mare drag am participat ca și spectatori la meciul de la Köln, când România a jucat cu Belgia, deși a fost înfrângere, dar meciul și spectatorii și toată atmosfera ne-a făcut să ne simțim mândri. De departe, cea mai frumoasă amintire din sezonul precedent a fost finala de Europa League. Este un vis devenit realitate. Întotdeauna mi-am dorit ca să arbitrez o finală europeană. S-a întâmplat să fie a doua finală. Bucurie, mândrie, faptul că am reușit să scoatem meciul cu brio, asta ne-a făcut fericiți. István Kovács, în vârstă de 39 de ani, a fost singurul arbitru de centru din România care a oficiat la Euro 2024. A fost delegat la două partide în faza grupelor, respectiv întâlnirile dintre Slovenia și Serbia, terminată cu scorul de 1-1, și Cehia și Turcia, terminată cu scorul de 1-2.